vom avea o revenire neașteptată a unor scene din seria animată cu Spider-Man. Se pare că da, hai să vorbim despre acest lucru azi. Fac și clipuri despre jocuri aici pe canal, deci bineînțeles că puteți pulveriza butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Anime Senpai, care zice: primul care se uită la acest video. Mersi Anime Senpai că te uiți și vă mulțumesc tuturor că sunteți aici pe canal. Am primit un trailer pentru Marvel's Spider-Man 2, iar în acest trailer vedem continuarea întâmplărilor pe care le-am văzut în joc. Pe lângă trailer am văzut în cele 11 minute ale clipului și puțin gameplay, și anume ceea ce se va întâmpla în acest joc. Deși acest joc este unul foarte așteptat, nu știm încă mare lucru despre plotul său. Dar odată cu această prezentare de 11 minute am aflat ce și cum se va întâmpla aici. În trailerul și gameplay-ul care a apărut la PlayStation Showcase, i-am văzut pe Peter și pe Miles, care fac echipă pentru a se lupta cu Kraven și grupul său de vânători, în timp ce atacă New York-ul. Am mai văzut în acest trailer și câteva lucruri despre Venom, și anume cum Peter Parker poartă costumul simbiotului. Mai observăm și cum vocea lui Peter este schimbată, ea fiind influențată de simbiot. Peter are o voce mai groasă, dar și mai schimbată decât de obicei. De asemenea, îl vedem și mult mai agresiv decât o face în mod normal și decât a fost personajul în jocul original. Schimbarea aceasta ne este revealed la finalul acestui gameplay, atunci când și Miles Morales spune că și el sesizează o schimbare la Spider-Man. E, și de aici o paralelă la seria din anii 90 a apărut așa. Practic, toate asemănările astea amintesc de momentul din seria animată când Spider-Man a început să fie corupt și posedat, practic, de simbiot. Seria din anii 90, anume Spider-Man The Animated Series, a fost una dintre cele mai de succes serii ale celor de la Marvel din anii 2000. Deci putem spune că e chiar interesant să vedem că apar și unele paralele cu lucrurile pe care le vedem în această serie. Pentru mine personal, seria din anii 90 a fost chiar una care m-a introdus așa în lumea asta a eroilor din Marvel, și chiar faptul că jocul ăsta va oferi o perspectivă nouă asupra seriei mă bucură destul de mult și sper să se întâmple lucruri asemănătoare cu cele din Spider-Man The Animated Series. Având în vedere că îl vedem pe Spider-Man în costumul de simbiot practic, poate că cine știe, în jocul care va apărea pentru PlayStation vom vedea chiar acest lucru, și anume scenele pe care le-am văzut în animația din anii 90. În această serie vedem cum Venom începe din ce în ce mai mult să-l controleze pe Peter Parker, iar chestia asta se întâmplă încet pe parcursul la 3 episoade. În măsură ce trec aceste 3 episoade, Peter își dă seama de faptul că începe ușor-ușor să fie controlat de Venom. Mai vedem și că atitudinea eroului se schimbă pe măsură ce trec aceste episoade, și anume că ajunge chiar să se comporte mai brutal față de modul cum suntem obișnuiți cu Spider-Man de-a lungul serii. Spider-Man se schimbă așadar, el luptându-se cu inamici precum Rhino și Shocker, și da, vedem cum at one point efectiv ajunge să ți se facă milă de acești inamici, în special de Shocker. Săracul Shocker fugea de acolo să-și salveze viața. E, și scena aceasta ar avea șanse mari să fie recreată în Spider-Man 2. Shocker a apărut în primul joc, deci e posibil ca scena respectivă să apară acum în cel de-al doilea joc, și sincer să vă zic, chiar ar fi destul de funny să joci cu Spider-Man în timp ce îl fugărești pe Shocker pe toată harta. Probabil că această oportunitate ar fi chiar destul de nice de băgat în joc, și am așa o impresie că la același lucru se gândesc și creatorii, deci nu ar fi excus ca acest lucru să se întâmple. Ideea este că în seria animată, Spider-Man îl fugărește pe Shocker până în momentul în care simbiotul prea lumea controlul. Fără să vrea, Spider-Man este cât pe ce să-l ucidă pe Rhino, iar prietenii săi chiar observă aceste lucruri la el. Vocea lui Peter se schimbă în seria animată pe măsură ce face toate aceste lucruri, acest lucru pare că se întâmplă și în al doilea film cu Spider-Man. Momentul când îl fugărește pe Shocker în seria animată este unul destul de big al acestei serii animate, pentru că tensiunea ajunge să fie destul de mare. Spider-Man chiar îi spune lui Shocker că îl va fugări toată planeta dacă va fi nevoit să facă asta. Ei bine, și momentul ăsta a fost destul de big în toată seria asta animată, pentru că nimeni nu s-a așteptat ca oamenilor să le pară efectiv rău de Shocker. Dar efectiv asta se întâmplă, practic. Ajunge să-ți pară rău pentru acest villain din Spider-Man, din cauza modului cum eroul se poartă cu el. Bine, nu e 100% sigur că Shocker se va întoarce în Spider-Man 2, dar ceea ce putem spune este că el este totuși în acest univers, deci ar putea exista șanse ca acest lucru să se întâmple și chiar să vedem o recreare a scenei respective din Spider-Man. Indiferent cum o iei, scena respectivă din Spider-Man este una destul de big și da, vom vedea cu siguranță lucrurile care se vor întâmpla în momentul când Spider-Man va începe să fie corupt de către simbiot. Spider-Man 2 va fi așadar un joc care va ieși în evidență prin acest lucru, dar și prin multe alte lucruri adiționale. Deci rămâne de văzut ce se va întâmpla în acest joc și care ar trebui să vină într-un viitor destul de apropiat. Iar dacă tot am vorbit despre Spider-Man The Animated Series, uite aici un clip în care îți prezint o altă serie veche, și anume ce s-a întâmplat cu Diabolic pe Fox Kids. Ia bagă un tip aici ca să vezi despre ce e vorba.